că deja vin și un camion sică. I-a pregătit și mama ceva de ziua lui. La mulți ani! Mersi, mersi, mersi! Mersi nepoțelul meu, Fernando, asta e tot! Mulțumesc frumos, uite, am venit așa cum se vine, că a fost ziua mea, n-am mai făcut pregătiri și am venit la taică-tu, la maică-ta, să aduc și eu niște bere, cu toate că știu că ei nu prea le place atât de mult berea și ei, dacă e să le placă un vin, am adus și o sticlă de șampanie. Lui mama i-am adus mai devreme sucuri ce îi mai trebuia pe aici. Că mama de fiecare dată preferă sucul de pere și de asta i-am adus mai devreme tot ce îi mai trebuia pe aici. Și acum, adică mai devreme azi, fiind pe la vreo 12:01, cam așa ceva, când am venit la mama, că ieri am venit, i-am adus medicamentele. Da. Ce mai trebuia și acum a venit la frate meu că azi e ziua mea, am zis să nu vin cu mâna goală, că la ei aici, la frate meu și la Silvia, băutură de toate felurile este din plin, vin tării și toate astea. Ai găsit noi de așteptare. Păi, a, mă așteptare? Da. Hai să-i citeau pe copii. Bună seara, bună seara! Mulțumesc, mulțumesc frumos! Cum e la noi pentru fratele meu? A luat o sticlă de șampanie. Doamne ajută la montan să fii sănătos. De familia adus un suc. Da, păi am spus deja că ți-am adus sucuri azi, când am venit la tine azi. Am mai adus niște bere, cu toate că vinul este baza și știu foarte bine aici la noi, în familia noastră. Și... Chiar animil? Uite că cum o mădică? Avem o mădică foarte bună. Hai să... E bună, simpa. Da. E bună, bun. Se găiași tu loc acolo lângă Alinuțu. Dragi mai prieteni. Mamă, mai adu o cuțită. Cum la că mea Silvia a făcut aici pregătiri, care de fiecare dată a știut să pregătească așa cum se cuvine. Fratele meu a fost plecat, mai devreme a venit și el, a fost plecat cu treabă. Am vrut să facem o surpriză la mulți ani de ziua ta, că am pus și pe live-ul nostru, am arătat cum am pregătit-o și a zis că vrem să facem o surpriză, de asta te-am spus. Pentru ziua ta, să fii sănătos la mulți ani. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult. Să dea Dumnezeu sănătate, să fie și mai bine. Acum la noi este cod, nu trebuie să facem cu invitați. Nu facem cu nimeni în familie, că la noi este în carantină. Suntem în carantină și de asta s-au venit să facă cu noi un singur și a venit la noi și să fie sănătos la mulți ani. Mai ales, stimați prieteni, deci, referitor la familia mea, copiii mei amândoi sunt plecați, cu munca în Italia și eu, vă dați seama, fiind singur, de fiecare dată vin aici la mama, la fratele meu, la Popo, la Silvia, pentru că suntem o familie și ne respectăm așa cum se cuvine. Și mama merge în partea altă, la nepoatele mele la fel. Asta când suntem acasă, în Sehaia. Acasă suntem mai noci, nu avem ce să facem, nu avem și așa că acum, în seara asta, cumnata mea, Silvia, a vrut să-mi facă o surpriză cu tocăniță de miel și
Chiar îi mulțumesc și lui mama și lui Silvia. Stimați prieteni, mâine fiind 2 martie, le urez tuturor doamnelor, le urez la mulți ani, multă sănătate și multă fericire alături de familiile lor și tot binele din lume. Doamne ajută, vă spun și eu la toate doamnele gămișoarele din întreaga lume, la mulți ani, să fie sănătos, să familiile lor, o martie, întâi și o martie este o zi specială pentru aceste doamne. Dar Andres, că mai este puțin și vine și ziua noastră. Asta vreau eu să spun. Și atenție, stimați prieteni, vine și ziua noastră a bărbaților. Și de ce trebuie să scoatem damijenile sau sticle sau butoiile afară? Pentru bărbați. Scoatem damijenile afară? Da, vino. Pentru că eu specificam mai devreme. Am luat așa bere și șampanie. Pentru că știu că vinul e baza la noi. Ziua bărbaților să scută damijenile afară pentru soțul meu. Dragă damijeană, asta am desfundat cu el. Și la noi băutura preferată este berea la toată familia mea și la mine și la nu, am zis că vinul pentru noi este greu. Eu nu. Am zis, berea nu se bea întotdeauna și vinul e preferabil pentru multe lume din seara, dar fratele meu, ca, de exemplu, cu sănătatea noastră, evită cu sănătatea, că este legea, să se consume vin în exces, nu, stimați prieteni. Da, un păhărel, două, maxim trei, atât. La mine cade foarte greu vinul. Se crede să-i tu șampanie pe care ai adus-o, să spunem și noi la mulți ani. Dacă beau vin, două, trei pahare de vin, dimineața am mâncat de foarte. Da, stimați prieteni, și un lucru foarte important. Familia noastră, nu suntem niște oameni din aceea să facem exces la alcool. Nu, noi chiar zile mari când sunt, avem un principiu care, o limită cum ar veni. Pe temele astea cu alcool. Dar zic că de dimineața să suntem pe drumuri, umblăm. Da, pentru că da. Da. Să ne culturăm capul și băutură. Păi, n-am văzut. Stă văzut de neamă. Nu, cred că e prin filet. Nu, nu, că știu. Acum să nu strocesc puțin pe să nu dai pe camion. Nu, oh, trage de Domnul, trage de Domnul, că n-ai putut într-o așa să destoi campanile acum, trage de Domnul, să mai... Nu sunt prin filet ăștia. Nu, nici nu mai sare Domnul la campanile acum. Da, să ne bine să mă sare. Să ne ține cu mâna să rostare, chiar ține. Nu, nu știu ce i-am făcut. Ține, ține cu mâna. Gata, bravo, la mulți ani să fii sănătos. La mulți ani să fii sănătos, gata. Până aici așa. Așa sunt șampanile acolo. Nu mai am făcut domnul la șampanile atâta. Nu trebuie să mai spun neastră. Nu neapărat. Păi chiar că n-a băunit deloc. Păi n-a băunit că e prin filet asta. Da, deloc. E prin filet. Sunt prin filet. Lasă-ți fie. Hai la mulți ani. La mulți ani să trăiești. Mulțumesc frumos. Doamne ajută. Să ajute Dumnezeu la toată lumea, la toți prietenii noștri, la toți neamurile noastre, la toți rezumanii noștri. Hai toată lumea. Doamne, la mulți ani să fii sănătos, la mulți ani să fii sănătos, să fii anul să fie mai bine. Suntem în pandemie, cod roșu, mulțumim Dumnezeu și pentru asta. Ce să facem acum? Respectăm pe familia noastră, e de-al nostru și mulțumim să fie sănătoși. Mulțumesc de tot și la toată lumea care mi-a transmis urări. Mulțumesc foarte mult. Dar îmi pare rău că n-a bolit șampania deloc. Trebuia să o agit, nu știu, se trebuia să-i facă. Nu ai agitat-o, Dumnezeu, lasă-o că e bună. L-am agitat-o, da. E bună, noi oricum
cum îți mulțumim să fii sănătos. Că nu îmi plac de, să fie de biserică. Asta e de biserică. Da, păi de asta e mai bună. Decât să fie de biserică. Tu dar e foarte bună. Silvio, tocănița e super, extraordinară. Am și să facem și Jezuata o surpriză. Îți mulțumesc foarte mult pentru surpriză, Silvio. Tocăniță de mel, așa cum v-am mai spus, nu servim de fiecare dată. Da. Este o mâncare mai rară, mai carne de porc toată ziua, de vină, de pui, de... Hai, hai ca să continuăm. Da, stimați prieteni, referitor la... toți cei care m-ați întrebat de mama și i-ați urat, i-ați făcut urări de bine, i-ați transmis felicitări lui mama mea, vă mulțumesc foarte mult și să vă spun că mama acum se simte mai bine, mai are niște perioade care nu se simte bine. Mai își aduce aminte de tata, mai plânge, mai suferă. Cum se numește? Care acum se află cu noi aici, la bucătărie. Ia vezi, unii, și ce să mai spun? O să mai dureze până ca mama să... Mă refer la starea ei de sănătate să fie mai ok. Ne rugăm la Dumnezeu să fie bine chiar pentru toată lumea și nouă la fel. Tu nu, mamă, tu nu stai cu noi la masă? A? Tu nu stai la masă? Chiar nu. Nu stai la masă cu noi? Lasă că stai, mai târziu. Mama trebuie să stai. Ea e mai mult cu amică. Mama n-are liniște până nu ne vede pe noi la masă prima dată, să stăm, să mâncăm. Noi și după aia... Așa cum sunt foarte multe mame, pentru că știu foarte bine, este asta, mă refer și la voi, stimați prieteni, pentru că știți foarte bine ce înseamnă mamele. Să știe că întotdeauna copiii sunt bine și știți pregătirile care se fac să fie ele mulțumite că mănâncă copiii. Mai ales că... Păi, eu vreau să-l ia. Să-l m-a dat la o masă. Necazurile care am avut, stimați prieteni, știți foarte bine cu tata, plus după aceea cu mama, vă dați seama, care nu s-a terminat nici acum. Acum, referitor la... Chefuri, la chefuri și bine, mă refer la distracții cu muzică și toate astea, ați văzut foarte bine că, deci, chiar Silvia, noi da, mai ținem, mai ținem. Păi hai că să vă și noi, hai. Dar pentru mine e prea vrea să nu spun. Asta e că mâncăm, să mâncă și pe noapte. Asta e ficat, am. Câte minute am? 14. Mai, adică, mai... Hai să mai spun un minut și ceva, două, mai prieteni. Stimați prieteni, încă o dată, ca de fiecare dată, vă mulțumesc foarte mult pentru vizionările canalului meu de YouTube, Psică de la Strehaia. Încă o dată pentru toate doamnele, nu numai din România, din toată Europa, le urez la mulți ani multă sănătate și multă fericire. Pentru domn, la fel de pe acum, pentru că după aceea urmează ziua noastră a domnilor, multă sănătate și fericire. Și vă aștept, stimați prieteni, pe viitor să vă abonați cu deosebit respect la canalul meu, Sică de la Strehaia, unde vă aștept cu cel mai mare drag și cu cel mai mare respect față de voi. Vă pup și
Vă urez numai bine. Doamne ajută, la mulți ani pentru toate doamnele, domnișoare, la mulți ani, Doamne ajută. Și vă mulțumim pentru că ne urmăriți și sunteți alături de noi.